Salutare, Gabi Torje, mulțumim frumos că ne acorzi acest interviu. Suntem la Chiajna și cu asta doresc să începem. Oarecum surprinzător pentru suporterii din fotbalul românesc că ai acceptat să vii să joci la 33 de ani în Liga a doua din România. Care e secretul? Eu aș avea așa, aș întinde-o. În primul rând ar fi atributul Gabi Tamaș. Tu spune-mi dacă greșesc. Mersi frumos de invitație în primul rând. Da, nu știu pentru cine a fost surprinzător, pentru cine nu. Eu nu este prima oară când discut cu cei de la Chiajna și în special cu domnul Cristi Tănase, cu el am vorbit. Dânsul m-a contactat, pe lângă asta și Gabi Tama și alți jucători care sunt în vestiar și avem o relație mai apropiată, să zic așa, pentru că am fost ori colegi la naționale, ori colegi la echipe de club. Nu știu de ce să fie surprinzător, pentru că Chiajna este o echipă care se bate la promovare, o echipă cu jucători și cu un lot, din punctul meu de vedere, care merită să promoveze. Acum rămâne să o și demonstrăm în teren și rămâne să încercăm să facem acest lucru și să practicăm un fotbal care să ne și arate valoarea la care suntem cotați. Știi ce e surprinzător? Tu, în momentul în care vorbim, tu ești campion al României. Ai luat titlul cu Farul Constanța, ești campion al României. Ai jucat în Europa, în campionate puternice, în Serie A, în Spania, în Turcia mult timp și de asta este surprinzător. Da, suntem, la ora actuală suntem mai mulți jucători care am plecat de la Farul fiind campion anul trecut. Eu oricum am plecat în iarnă, am prins doar jumătate de sezon. A fost o neînțelegere cu clubul din Turcia și au dorit altceva când au schimbat conducerea, manageriatul, antrenor și așa mai departe. Și am ales decât să mă duc la o echipă sau într-un loc în care nu mă simțeam confortabil, am ales să vin aici, fiind și acasă, aproape de familie. Ai avut oferte și din Superliga? Nu am vorbit cu nimeni și cred că ar fi fost greu să mă fi dus undeva în Superliga, să fi acceptat undeva. De ce? Pentru că, v-am zis, mi-aș fi dorit să... și mi-am dorit să rămân acasă, să rămân în București, iar care erau posibilitățile să mă duc la ce echipă? Sunt atâtea echipe și echipe... Sunt atâtea echipe în țară, da, într-adevăr. Gândesc că Gabi Torje ar putea să aibă oferte din Superliga după un CV. Ai să fii surprins, dar de foarte multe ori foști colegi, actuali antrenori, foști adversari și așa mai departe, de multe ori nu ți întind o mână de ajutor dacă ai nevoie. Ai avut pretenția asta? Ai sperat să ai această mână de ajutor? Cum? Poate era normal. Nu, deloc. Dar ai simțit M-am conformat cu faptul că fiecare își vede interesul. Și interesul lor, al unora, era să aducă, să promoveze poate jucători, să aibă alți jucători mai tineri care să poată să fie vânduți mai departe. Și aici nu mă refer în mod special la Dinamo, să nu credeți că la asta mă refer. Mă refer la general. E clar că în momentul în care devii antrenor, chiar dacă ai fost coleg cu cineva, totul se schimbă, fiind de partea cealaltă a biroului. Încerci să scrii propriile, să zic așa, propriile metode de antrenament, propriile metode de a face o selecție și de a te baza pe anumiți jucători. Gabi, vreau să mă întorc la momentul Farul pentru că spun, pentru mine de data asta a fost surprinzător, că mă așteptam, că ai avut evoluții bune la Farul, să rămâi. Spune-mi odată dacă ai medalia de campion acasă. Da. Am medalia, am tricou de campion, le-am primit pe toate, le mulțumesc celor de acolo. Faptul că am plecat de acolo nu are o explicație anume nici pentru mine, nici cred că pentru cei de acolo, sau poate ei știu mai bine, însă nu mi-au spus exact ceea ce a fost. Eu eram deja într-o, să zic așa, discuție, mă căutaseră din Turcia pe un salariu mult mai mare, nu le-am spus celor de la Farul nimica. Surprinderea mea a fost când înainte de Crăciun m-a sunat domnul Zoliașco și mi-a zis că ar vrea să discute cu mine.
legat de reziliere, nu de... Nu știau de oferta ta din Turcia? Nu știa nimeni, nu, nu. Pentru că tale pentru public. Nu. Gabi Torjea a avut o ofertă mai bună din străinătate și aveam promisiunea către el că pleacă. Nu cred că neapărat, poate auziseră, habar nu am să vă spun acum 100%, însă domnul Zoliaș cum a sunat, mi-a spus că vrea să reziliem, să ajungem la un comun acord, ne-am înțeles și asta a fost totul. Eu, când echipa s-a reunit, am fost la Constanța, am fost să-i mulțumesc domnului Gheorghe Hagi pentru că într-un moment greu al meu m-a ajutat să revin cu cariera. Și celor de acolo că m-au susținut în cele 6 luni cât am evoluat pentru ei. Dar ți-ai fi dorit să rămâi, să continui? Mi-ai spus că vrei să fii acasă, vrei să fii alături de familie după tot ce s-a întâmplat în familia ta, vrei să fii lângă familie, ai fi vrut să rămâi la Farul? E clar că eram echipa de pe primul loc, avusesem evoluții bune, îmi doream să rămân acolo, doar că din celălalt punct de vedere puneam în balanță și latura financiară, pentru că viața de fotbalist nu e foarte, foarte lungă și trebuie să strângi și să aduni cât mai mult cât ai posibilitatea. Apropo de Farul, ți-aduce aminte primul tău gol în prima divizie? Da, primul gol l-am dat Pule Timișoara Farul Constanța pe stadionul vechi. Era George Curcă în poartă, l-am dat cu capul. Cu cap, gol cu capul. Primul țin minte, aveam 16 ani jumate. 16 ani jumate, al doilea meci după ce... Am debutat acasă cu FC Argeș. Antrenor Gică Hagi. Antrenor Gică Hagi, da. Mai ții minte ce ți-a spus Gică Hagi? Eu mi-aduc aminte, dar probabil mulți dintre cei care le urmăresc nu mai știu. Nu mai știu exact ce mi-a zis atunci, știu în momentul în care am debutat că mi-a zis doar înainte de meci, în ziua în care am debutat, să fiu pregătit, că să joc relaxat, să mă bucur de fotbal pentru că am calitățile necesare. La 16 ani și 3 luni ai debutat în Prima Ligă, iar la 18 ani ai făcut pasul spre București într-un transfer care atunci a umplut primele pagini, a deschis jurnalele. Un moment, nu știu, de mult am vrut să te întreb, cum ai simțit, cum cataloghezi tu momentul ăla acum, pentru că a fost o presiune uriașă pentru tine. Mi-aduc aminte cu portavocea în fața suporterilor la stadion, iar a doua zi cu tricoul lui Dinamo la prezentare. Da, istoria e puțin mai lungă, pentru că eu în momentul în care m-am dus la Timișoara, în fața suporterilor, eu n-am știut despre oferta în sine cât e de mare, nu am știut exact dacă mai sunt dorit în continuare la Timișoara de antrenor, de staff și de conducere, pentru că acest lucru conta foarte mult. Era clar că suporterii mă iubeau fiind jucătorul orașului. Copilul eu când m-am dus, da, eu când m-am dus acolo, m-am dus convins că nu voi pleca. Dar după ce am fost sunat, contactat de cei din staff, de conducere și cei care se ocupau la momentul respectiv de Politehnica Timișoara, am înțeles că este mai bine pentru mine și am și gândit o felul acesta, este mai bine pentru cariera mea să plec. Nu am simțit-o ca o presiune când am plecat atunci. Eram copil, eram tânăr, 18 ani, nu realizezi ceea ce se întâmplă. Din contră, te motivează faptul că pleci cu un avion privat cu domnul Cristi Borcea și cu domnul Vasile Turcu, fie iertat, și te așteaptă 25 de camere la București ca pe o vedetă. Da, dar în urma ta a rămas familia și eu știu că atunci a fost o mare presiune pe familia ta. Da, este clar, asta... Scene care cred că te-au măcinat. Da, sunt... Anormale, trebuie să spunem. Sunt niște lucruri care... Da, dacă e să o luăm pe drumul cel drept, sunt lucruri anormale. Însă, în fotbal, sunt multe lucruri care se întâmplă peste limită, legate de suporteri, legate de teren, de antrenori, de președinți și așa mai departe. Însă ei au absorbit toată această presiune pentru a-mi fi mie bine și eu să fiu cel liniștit care să poată să joace fotbal. De altfel, asta și alesesem, nu? Să fac și ei m-au susținut în tot acest timp. Dar cu compromisul, pentru că mi-aduc aminte, tatăl tău a venit cu tine și a stat o perioadă la București. Da, a stat o perioadă destul de lungă, Dumnezeu domnul Nicolae Badea. Da, Dumnezeu să le dinească. Domnul Nicolae Badea i-a dat un loc de muncă la București, s-a schimbat, a fost aici, a stat o perioadă mai lungă, însă
Vă zic, nu este ușor după o viață petrecută într-un oraș și într-un oraș total diferit față de București să te adaptezi la o vârstă înaintată, chiar și de dragul copiilor sau de dragul, nu știu, a unei meserii, este foarte greu să te poți adapta. N-a reușit, cât a stat? Cred că o lună, două luni? Nu, a stat mai mult. A stat vreo un an și un pic, după care s-a întors, da. Am auzit în discursul tău, în diferite interviuri, Gabi, cu diferențele pe care le făceai între Timișoara, un oraș mult mai liniștit decât București, și vreau să te întreb acum, la 33 de ani, pe tine te-a furat Bucureștiul? Nu, nu cred că m-a furat. Pentru că au fost momente multe. Haideți să vă spun, că au fost momente multe, nu m-a furat. Dacă mă fura Bucureștiul, nu mai ajungeam să joc în străinătate, nu mai ajungeam să fac performanțe, performanțele ca așa cât le-am făcut. Că se putea și mai mult, se putea și mai deloc. Să joci la echipa națională peste 50 de meciuri. Dacă se întâmpla lucrul acesta, nu mai ajungeam să joc pentru echipa națională și să joc în străinătate 10 ani de zile. Dar au fost momente pe care acum le-ai face altfel decât le-ai făcut atunci cu mintea tânărului fotbalist? Da, dar nu neapărat în viața extrasportivă. Pentru că și atunci n-am avut o viață extrasportivă tumultoasă sau mai știu ce, ceva chestii extravagante făcute. Poate aș fi ales altceva din punct de vedere al carierei fotbalistice după ce am plecat în străinătate. Ce, Gabi? Care a fost momentul pe care îl regreți? Urma să nu am nicio... asta, dar îmi faci tu puntea spre această... Nu am un moment anume care să regret. Unul care, să zic așa, m-a tras puțin înapoi și de acolo și am pierdut și echipa națională și tot a fost când am ales să plec în Rusia. Am gândit-o diferit, am gândit-o că mă duc acolo, joc bine și ajung la una dintre echipele mari ale Rusiei. Din anumite considerente, probleme și așa mai departe, de care le voi ține tot timpul pentru mine. Eu le știu foarte bine, nu vreau să vorbesc despre ele, a trecut și aia e. Ai spus că te vedeau ca pe copil, e clar că ai fost și un alintat al vestirului. Era și o afacere. Era o afacere. Da. S-au plătit foarte mulți bani și e normal. 2 milioane de euro pe 50%, după care s-a mai plătit încă, nu mai știu, 800-900 de mii pe cealaltă parte, deci undeva la 3 milioane de euro în 2008. Hai să spun un episod. Povestește Cristi Munteanu pentru gsp.ro în momentul în care a venit în vestiar și ți-a zis, Piticule sau Gabi, adu-mi și mie, te rog frumos, un prosop. Și tu i-ai replicat cu tupeu vârstei, cu obrăznicia vârstei, să-i spunem. Tu crezi că Dinamo a plătit 2 milioane de euro pe mine ca să-ți aduc ție un prosop? Așa e episodul în primul rând și de unde e curajul ăsta? Păi episodul e asemănător, doar că tonul pe care eu am zis acest lucru a fost unul de caterincă. Eu, cine mă cunoaște din lumea fotbalului și prieteni și așa mai departe, știu că eu sunt o fire foarte veselă și majoritatea timpului eu glumesc. Dar îți permiteai orice... această caterincă cu un greu al vestiarului? Da, sau grei vestiar. Îmi permiteam, eu nu m-am dus acolo și m-am considerat un copil, dat fiind faptul că se plătise atât de mult pe mine. Nu am trecut niciodată limita respectului, pentru că sunt genul de om care, dacă îmi place să fiu respectat, te și respect. Dacă fac glume cu tine, îmi place să faci glume cu mine, nu am niciun fel de problemă. Și nu sunt supărăcios că îmi face unul o glumă sau eu o să-i fac lui. Adică am avut o relație foarte bună. Noi în momentul ăla la Dinamo am fost o echipă foarte unită. Faptul că nu am câștigat trofee, asta a lipsit foarte mult, dar dacă atunci reușeam să, în momentele cheie, să avem niște meciuri extraordinare, cred că eram una dintre cele mai bune generații. Vorbim puțin de momentele cheie, pentru că au fost momente cheie și aici mă gândesc la meciul de la Urziceni. Meciul de la Urziceni, în care am pierdut campionatul. A fost un meci cu o presiune uluitoare. Nu știu dacă a fost presiune uluitoare sau dacă a fost un arbitraj total împotriva noastră. S-a discutat de acel arbitraj, un arbitru spaniol a fost, îmi aduc aminte. Da. Nu vreau să-i forțez numele, să nu fac vreo greșeală. Teixeira. Da, a fost un arbitru spaniol, s-a spus, s-a scris și a și vuit atunci, a existat acest fior, că greșelile nu ar fi fost întâmplătoare. La voi ce a ajuns?
Păi noi, la noi a ajuns exact ceea ce s-a scris în presă. Ce puteam să mai facem noi după ce... La momentul respectiv se vorbea de faptul că trebuie să vină un arbitru străin ca să fie imparțial, că dacă vine unul ține cu Dinamo sau Curziceni, că nu știu, îi favorizează pe domnul Dan Petrescu, era atunci antrenor, sau la Dinamo omul domnul Borcea sau eu mai știu ce. Și atunci au ales să aducă un arbitru străin care la nu avea niciun fel de presiune, arbitrează bine, greșește, nu greșește, pleacă acasă a doua zi și nu se mai întâmplă nimica. Așa a fost, a greșit împotriva noastră, nu știu dacă a fost voit sau n-a fost voit, asta doar dânsul știe. A fost un moment cheie, dacă noi ieșeam campion atunci cred că 2-3 ani la rând ieșeam campion fără nicio problemă. Ar fi fost cu totul altfel traseul și al tău sport. E clar, în momentul în care nu e întâmplător faptul că am plecat în străinătate în iarna trecută de la o echipă de pe primul loc. Altfel te vede lumea când pleci de pe primul loc, o echipă care se bate la campionat sau o echipă care este campioană și vedeți steaua din momentul lui Reghe când au fost 3 ani la rând campion și au dominat campionatul fără drept de apel, majoritatea jucătorilor s-au transferat în străinătate pe bani foarte mulți și la echipe foarte bune. Eu aș spune așa că mi-ai spus că este o frustrare asta că n-ai reușit să câștigi trofee cu Dinamo și a fost o echipă bună a lui Dinamo atunci, echipă în care s-a investit foarte, foarte mult. Aș spune, trecerea ta prin Ștefan cel Mare a fost legată de o minune și de lacrimi. Sunt lacrimile din finala Cupei de la Brașov, rămase așa. Da. Istoria. Și minunea de la Libereț. Și minunea de la Libereț. Spune-mi cum a fost la Libereț, dacă mai credeați, pentru că după mi-aduc aminte, cred că ai și înscris în Ghencea. Da, ideea e în felul următor. În primul rând vreau să zic ceva la ce ai zis tu acum. Nu este o frustrare, pentru că frustrarea este a oamenilor slabi. Este un regret al meu că n-am reușit să facem acest lucru. Finala Cupei României pe care am pierdut acolo a rămas cumva așa cu un gol în suflet, pentru că a fost singurul meu meci pierdut în cei 3 ani și jumătate împotriva celor de la Steaua. Nu pierdusem niciodată și s-a nimerit să fie în finala Cupei. Iar la Libereț, țin minte că era domnul, era antrenor Bonetti, domnul Dario Bonetti, și au vrut să ne bage cu 2 zile înainte în cantonament. El a zis, nu ne bagă nimeni în cantonament, mergem acolo, îi batem oricum și asta este. S-a vorbit și de o primă foarte mare atunci că vom lua, dar nu s-a mai luat. O primă de 100.000 de euro. De 100.000 de euro de cine? Așa de om? Scris noi. De om? Nu știu, tu să-mi spui. Nu, se vorbise undeva de 700.000 de dolari împărțit la toată echipa. La toată echipa. Împărțit la, face o medie 20 de inși să împartă toată lumea egal, veneau undeva la 35.000 de om. Dar la final am luat 0 euro, cred, nu mai știu cât. Am luat laudele, am luat faima, aprecierile fanilor, istoria în care am scris-o în momentul respectiv pentru că nimeni nu se aștepta. Și dramatismul acela a fost unul special pentru că ai până la urmă... Parcurs. Da, când ne-am dus acolo, eu cu Dario Bonetti am fost unul dintre favoriții dânsului și mă băga la fiecare meci titular. Adică noi ne-am dus acolo nefiind un meci, hai să băgăm 100% primul 11 ca să ne calificăm. Facem o echipă mixtă și băgăm și repriza a doua să vedem. Am intrat pe parcurs, am dat și asistul de la golul 3, după care dramatismul de la penaltiuri, asta întrece și de-aia e și minune. Pentru că am ajuns de, au bătut toți 10 jucătorii, urma portarul. Și așa ne-am calificat. Nu mi-ai spus cine v-a promis prima aia atunci? Mai știu. Și dacă tu crezi că a fost o primă promisă, pentru că chiar nimeni nu credea. Nu cred, dar e mult mai simplu să zic ție acum, vezi că ai, nu știu, o sumă de bani, să te duci să faci un interviu cu David Beckham. Că e foarte greu să-l obții, nu? Nu e imposibil. Și când ajungi acolo, zici, mă, oricum ai făcut interviu și ai de câștigat de pe urma asta, lasă că e ok așa. La fel s-a întâmplat și atunci, probabil,
se credea în calificare, doar că nu cred că se credea 100% din exterior și toți fanii, pentru că dacă se credea în calificare, la 2-0 nu mai intrau suporteri în teren. Adică erau sceptici în privința aceasta și de acolo și acel 3-0 și a fost nevoie de minunea de la Liberec. O să te întreb, că am vorbit și de minune, dar și de lacrimi. Tu ai mai urmărit cadrele cu tine atunci plângând, rămase în... Da, da, le-am, am și poza acasă, le-am... Cum ai poza acasă? Am poză de pe teren, da, făcută și pusă în ramă acasă, adică... O ai ramă, poza. Da, nu e nicio... e un lucru e pe, un care, pe care... Eu, eu... De ce ai ales să faci poze și să o pui în ramă? Pentru că a fost, în primul rând, o amintire frumoasă că s-a jucat după foarte mult timp o finală Dinamo Steaua. Mi-a părut rău că s-a jucat la Brașov și nu s-a jucat pe un stadion de 50.000 de locuri, să fie jumătate de stadion, jumătate de stadion plin. Și prin prisma asta m-am bucurat de momentul respectiv, de tot ce s-a creat în jurul meciului, emulația, lumea, mesaje, oamenii care veneau la hotel, adică... A fost un moment special. Faptul că la final a fost cu deznodământ nefericit, asta este cu totul și cu totul altceva și nu cred că un fotbalist mare acum, dacă are o finală de Champions League pierdută, nu are poze acasă cu finala respectivă. Am înțeles, dar știm, de asta te-am și întrebat, acel cadru care pur și simplu a rămas. Da, a fost o descărcare a mea, mi-am și... Știam că în mare parte mă voi transfera și n-apucasem să iau niciun trofeu cu Dinamo și știam că era cam ultima șansă. Vreau să revenim asupra momentului plecării tale în Europa. Udinese, unde ai început bine, apoi ai făcut pasul în Spania. Ce a lipsit Gabi Torje să rămâi în aceste campionate puternice, să te impui în aceste campionate puternice? Nu știu, mi-am făcut tot timpul autocritică. Cred că aș fi putut să fiu mult mai... să zic așa, mult mai concentrat în momentele în care trebuia să iau decizii legate de echipă. Să nu aleg doar financiar sau ca oraș să fie frumos sau ca echipă să fie extraordinar. Și cum ar fi trebuit să alegi? Ar fi trebuit să rămân încă un an la Granada, din punctul meu de vedere, pe aceiași bani, să nu mă gândesc la bani atunci. La acea trecere de la Granada la Espanyol. Acolo a fost o cumpără, spui. Da, eram deja adaptat la echipă, jucasem 34 de meciuri, doream un salariu mai mare. Important este să-ți dorești mult mai mult, numai așa poți să obții. Însă cred că dacă mai rămâneam un an acolo, după aceea puteam să plec la o echipă mai bună și pe salariu mai mare. Anul trecut sau acum un an și jumătate când ne-am văzut în cadrul unei emisiuni, mi-ai făcut o mărturisire extrem de dură pentru mine. Că aș pleca din țară, că nu? Că vrei când se-ți închei cariera, oarecum nemulțumit de ce ai găsit la nivel de societate după înmormântarea tatălui tău. Ai da. Zis că te gândești după ce îți închei cariera să-ți iei familia și să pleci din țară. Cum mai ești raportat la acest lucru? Da, aș pleca și mâine din România, însă mă leagă foarte multe de pământul nostru, de țara noastră, de România. Atunci n-am zis-o ca pe o revoltă, am zis doar un adevăr, care poate pe unii a supărat, că am văzut și comentarii foarte multe legate la acest... Da, a fost așa, a devenit virală. Da, în momentul în care cineva este pus în situația respectivă, va înțelege ceea ce am zis atunci. Nu știu cum este în alte țări, nu știu dacă statul te ajută sau nu te ajută mai mult, dar din punct de vedere al Horeca, îți dau un exemplu, restaurante, am o verișoară care are restaurant în Spania și în timpul pandemiei a fost ajutată de stat o grămadă. Iar eu cu restaurant în România am fost nevoit să-l închid. Tot în pandemie? Da, am dat un exemplu minor. Poate că alții nu l-au închis, poate că alții l-au ținut deschis, poate că nu știu. Au știut să se ocupe mai bine de el. Eu am dat doar un exemplu de ceea ce am văzut acolo și aici. Poate că acolo e mult mai greu să-ți cumperi o casă, că nu-ți dă credit de la bancă și în România îți dă mai ușor. Adică peste tot găsești plusuri și minusuri. Când am zis că aș fi plecat din țară și așa, aș fi făcut-o doar să plec în Spania, unde în momentul ăsta am foarte multe neamuri care stau acolo.
Gabi, revin la fotbal și știu că nu ai mult timp să vorbești despre momentul Dinamo. Ai revenit a doua ta revenire la Dinamo, însă s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu acea retrogradare care cu siguranță nu ți-a căzut bine în niciun fel, nici la nivel de sentiment, nici la nivel de CV, nici în niciun fel. Ce s-a întâmplat acolo? Că te-am văzut de multe ori, ai crezut că nu o să se întâmple treaba asta. Dar până la urmă, Dinamo a retrogradat pentru prima oară. N-am vorbit despre acest lucru niciodată și nu o să o fac nici foarte pe detaliat acum. Ce s-a întâmplat, n-am cum să dau o explicație. Am crezut cu tărie și am fost convins că nu avem cum să retrogradăm. S-a întâmplat faptul că mi-a făcut rău mai mult sufletește, că mi-a retrogradat echipa de suflet. Dar în CV, deja la 31 de ani, nu cred că mă mai afecta atât de mult în CV. Dar de ce ți-ai pus cutul ăsta și nu vrei să vorbești de... Nu vreau să vorbesc în continuare. Ce te-a deranjat atât de tare? Am avut o perioadă foarte grea atunci, și legată de tatăl meu și legată de echipă. Eu știu câte sacrificii am făcut să stau acolo. Nu au fost anumite lucruri apreciate de anumite persoane, nici nu mai contează la momentul actual și prefer să nu mai vorbesc despre acest lucru. E dezamăgirea prea mare. Nu cred că e dezamăgire. Nu e dezamăgirea prea mare. E cumva, mă așteptam să se întâmple asta. Dar nu mă așteptam să fie la un nivel atât de deep, să zic așa, atât de adânc. Focusată pe tine, spui. Da, către mine și către alte persoane. Eu acum vorbesc în general, vorbesc în mod special de mine, nu vorbesc de alte persoane. De asta nu vreau să vorbesc. Dinamo clar va rămâne echipa mea de suflet. Dar crezi că vreodată o să vorbești? Pentru că sunt sigur că dacă o să vorbești, o să ai ce să spui. Nu vreau să forțez mai mult, pentru că îți respect părerea. Tu nu e foarte mult de vorbit. De la emisiunea suporterilor până la ce s-a întâmplat în decursul... Nu avea ce să se întâmple în vestiar, nu era nimic stricat, nu era... Adică apăreau foarte multe chestii în vestiar care nu erau chiar în totalitate adevărate, dar... Cu un anumit interes. Nu știu dacă era interes, nu pot să-mi dau seama. De multe ori noi suntem prea mici, chiar dacă suntem acolo în vestiar, să știm noi ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, însă nu mă refer la perioada Dinamo. În general, în fotbal, de multe ori jucătorii sunt doar niște pion puși în teren și nu știu ce se întâmplă și ce e în exterior. Da, ai spus că te-ai întors și ai avut un moment foarte greu, te-ai întors și pentru tatăl tău. Cum a fost perioada asta pentru tine? Te-a schimbat în vreun fel? A fost foarte greu, m-a întărit foarte mult, mi-a arătat că indiferent de ce eforturi faci când vine ziua, nu mai ai ce să faci. Trebuie să ne bucurăm de viață și să profităm în fiecare zi și să mulțumim în fiecare zi lui Dumnezeu că avem două mâini, două picioare, putem să mergem. Eu nu mă refer neapărat la faptul că te trezești dimineața și să-i mulțumești lui Dumnezeu că vezi, că poți să mănânci, că poți să mergi pe stradă, poți să vorbești și poți să te bucuri de natură ieșind pe stradă. Cu bani, fără bani, contează mai puțin. Ai stat lângă el până la sfârșit. Da, am stat, eu am fost și ultima persoană care l-a văzut, însă vă zic, să vezi un om care a fost sportiv și ultimele luni din viață să nu mai poate să se ridice din pat, e o suferință mai mare în care el personal și oamenii care ajung în situația respectivă își doresc să nu mai chinuie pe nimeni. Asta este ceea ce transmit ei. Și în momentul în care își doresc atât de mult, nici nu mai vor să lupte. Și e foarte simplu, asta se întâmplă, ajungi la ceea ce s-a întâmplat. Vreau să încheiem optimist și vreau să te întreb, sunt super curios, cât mai joci? Mai am un an de zile contă. Uite, Gabi Tamaș are 40 de ani. Deci dacă mă țin ca și Gabi, mai joc încă 5 ani jumate, 6. Ai curajul ăsta să afirm treaba asta? Eu încerc, vedem cât mă mai duc picioarele. Când momentul în care nu o să mă mai ducă, uzură și tot acumulate, e clar că nu o să mă mai... Dar acel distrează-te pe teren, îl mai simți? Da. Da, în fiecare zi și acum la antrenament. Chiar mă simt și mă simt bine. În momentul în care nu mă simt bine undeva, îmi doresc mai bine să plec decât să stau acolo.
am o curiozitate uluitoare. Cum te-a convins, Gabi Tamaș, pe lângă argumentele pe care mi le-ai spus, să vii la Chiajna? Uite că nu mă așteptam. Păi nu, discuția era deja să vin la Chiajna. Eram într-un punct în care mă gândeam foarte mult la ceea ce am de făcut, dacă mai are rost să continui sau să mă apuc de antrenorat, de școală, de practică și așa mai departe. Asta? Da, și el m-a sunat și mi-a zis, băi, ești tâmpit? Exact așa mi-a zis. Păi am 40 de ani și joc, gândește-te, vină încoa, te antrenezi, joacă, simte-te bine, poți încă. Asta a fost toată discuția cu el. Cu toată sinceritatea pe care o ai la purtător, spune-mi cum e Gabi Tamaș la 40 de ani, l-ai cunoscut și în tinerețea lui. Pe experiența, la antrenamente, se pregătește, vedem și noi. Este primul, cum a fost tot timpul, indiferent de ceea ce face el în viața extrasportivă, pe teren tot timpul a fost un profesionist. Gabi, mi-ai spus de echipa națională. Ți-ai încheiat gândurile cu echipa națională pentru că a apărut așa radical la un moment dat, n-ai mai fost chemat și ai mai fi vrut, eu așa am simțit. Da, mi-aș fi dorit, mai ales când am fost în Rusia și după aceea când m-am întors în Turcia și cred că în Turcia când am fost, n-am vorbit niciodată de faptul că ar fi trebuit să fiu sau să nu fiu convocat niciodată în viața mea. Ai avut decența asta? Da, fără modestie aș fi meritat să joc, să mă cheme atunci când jucam în Turcia, când m-am întors la Karabuk, însă a fost decizia antrenorului. Cine era atunci? Cosmin Contra era antrenor. M-a și sunat că sunt pe lista de rezerve Jerry Gane, mi-a zis, vezi că ești pe lista de rezerve dacă se accentează cineva. Și nu mi-a convenit puțin situația respectivă și... E, uite, acum o să folosesc acel termen pentru care m-ai corectat mai devreme, frustrat. Atunci ai fost frustrat? Nu. Nu? Deloc. Nu, frustrare nu altceva. Tu. Nu există, n-am fost frustrat de nicio culoare. Eu am zis, nu-mi convine situația, adică nu pot să fiu rezervă la lotul național. Nu pot să fiu. Și atunci... Asta a fost... E curajos ce spui. Nu, adică dar la modul... Dar e corect oare să ai această pretenție? Păi din moment ce joci 60 de meciuri la echipa națională, ești în teren cu, nu știu, cu același jucător, tu dai 4 goluri, el nu dă niciun gol și unul e convocat și unul rămâne acasă? Ți-am dat un exemplu acum. Da. Este corect să-mi doresc să fiu și eu convocat în lot și să nu pot să accept faptul că sunt rezerva lotului? Dar de ce crezi că... s-au întâmplat lucrurile astea, spuneai, te simțeai în formă, cifrele te ajutau, jucai? Nu cred că s-a întâmplat, nu a fost o răutate din partea lui Cosmin Contra, nu a fost de nicio culoare, a fost alegerea dânsului pentru că de cele mai multe ori poate ar fi fost jucători la echipa națională în momentul lui Victor Pițurcă, care ar fi meritat să fie convocați în locul meu, dar dânsul m-a preferat pe mine și nu l-am dezamăgit niciodată. Este și de alegerile antrenorului. Da, nu am fost niciodată supărat pe chestia asta. M-a deranjat atunci când am fost convocat, însă am luat-o ca pe atare. După aceea n-am mai fost convocat. Echipa națională trebuie susținută și echipa națională trebuie ajutată cu orice și cu orice sfat. Și mâine dacă m-ar chema să mă duc, nu știu, să fiu, nu știu dacă ca și jucător. Ca și jucător, nu știu dacă m-aș putea duce acum să ajut la nivelul la care am fost. Însă, cu orice altceva, dacă ar putea, bă, vino să îi dai centrerul lui Alibec să dea 20 de goluri la antrenament, m-aș duce cu mare drag să ajut, oricând. Voluntar. 100%. Mi-ai zis că ai aceste fotografii, printre care și acea fotografie, acel cadru uluitor de la Brașov când plângeai. Ce fotografii mai ai în această... Am multe. Perete? Cum arată peretele lui Gabi Torge? Spune-mi am foarte multe, am foarte multe albume făcute... cu fiecare sezon de la echipa națională, adică an 2011-2012, dau un exemplu, 2012-2013, în fiecare sezon cu meciurile toate amicale, campanii de calificare și tot, și de la echipe de club. Și cui vrei să-i le arăți, Gabitor? Pentru cine le ții? Deocamdată pentru mine și când o fi, nepoților, copiilor, le voi arăta. Într-un interviu pe care l-ai oferit, ai spus că împlinirea ta, ești împlinit, ai absolut orice, însă îți lipsește ceva, să devii tată. Da, când o să fie vremea, o să se întâmple și acest lucru. Eu cam dată am doi nepoți din partea lui sora mea și mersi frumos. Azi e și ziua unuia dintre ei, lui Vlăduț mai mic, fie sănătos la mulți ani. E și finul nostru, îl și pupăm, îl și iubim și... e bucuria mare, da. Ai o responsabilitate, să știi, fiind băieți.
100% o să încerc să fac pentru ei ce au făcut și părinții mei pentru mine. Adică o să le dau libertatea să aleagă ce sport vor să facă și ceea ce vor să facă în viață. Îți mulțumesc frumos, Gabitor. Și eu mulțumesc frumos.